schimbare la Teatrul Național Marin Sorescu din Craiova. După 15 ani, Mircea Cornișteanu a fost înlocuit din funcție de directorul artistic Alexandru Băuranu. Acesta va conduce instituția pentru o perioadă de 4 luni când se va organiza concursul. Decizia ministrului culturii de a nu-i prelungi mandatul l-a luat prin surprindere pe fostul director. Mandatul directorului Teatrului Național Marin Sorescu, Mircea Cornișteanu, a expirat pe 2 ianuarie. Ministerul Culturii l-a numit ca manager interimar pe Alexandru Băureanu. Am fost anunțat de colegul meu, Alexandru Băureanu, directorul artistic al Teatrului Național, că a primit el un mandat interimar de 4 luni, începând cu ziua de ieri, până la organizarea unui concurs care trebuia organizat de multă, multă vreme. Eu am mandate interimare, am avut 6 mandate interimare până acum. Deși are dreptul să se prezinte din nou la concurs, Mircea Cornișteanu a declarat că nu va face acest lucru. În schimb, Alexandru Băureanu se declară pregătit să candideze pentru a ocupa o astfel de poziție. Fostul manager s-a declarat nemulțumit de decizia ministrului culturii. Îl pot cel mult mustra pentru lipsa de amabilitate pe care a avut-o, pentru că nu faci o asemenea mișcare unui manager care de 15 ani este în funcție, neîntrerupt, și care nu a ruinat instituția. Alexandru Băureanu a dat asigurări că va continua proiectele prevăzute pentru anul 2016 de vechea conducere. Bugetul pentru acest an este croit pentru proiectele pe care domnul Cornișteanu le-a gândit în urmă cu un an, chiar doi în urmă, astfel încât evident că nu se vor întâmpla niciun fel de schimbări în această perioadă, ci, dimpotrivă, proiectele vor continua ritmul lor normal, astfel încât pe data de 16 ianuarie vom avea premiera la spectacolul Exploziv. În luna februarie va reveni la Craiova Peter Schneider, producătorul și regizorul american care va realiza un spectacol, Julius Caesar, pentru Festivalul Internațional Shakespeare.